Accident teribil la Ceadăr Lunga. 4 oameni au murit după ce mașina în care se aflau s-ar fi izbit de un stâlp. Impactul a fost atât de violent încât partea din fața autoturismului s-a transformat într-un boț de fiare. Tragedia s-a produs pe un drum în apropiere de satul Tomai. Fotografiile făcute de polițiști de la locul accidentului sunt cutremurătoare. În imagini vedem un ghem de fiare contorsionate, care înainte de coliziune era un Subaru Forester. Poliția susține că la volanul mașinii se afla un bărbat de 34 de ani, având ca pasageri alți 3 amici de 32, 38 și 61 de ani. Nu e clar din ce motive, însă bărbatul a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a lovit violent de un stâlp de pe marginea drumului. Impactul teribil nu le-a lăsat nicio șansă de supraviețuire celor aflați în interiorul autoturismului, astfel că șoferul, dar și cei 3 pasageri au murit pe loc, până la venirea ambulanței. Lovitura a fost atât de puternică încât și stâlpul s-a prăbușit la pământ. Tragedia s-a întâmplat pe o șosea în apropierea satului Tomai, în jurul orei 23:20. Pe cazul dat a fost inițiat un proces penal, în cadrul căruia urmează a fi efectuate acțiuni de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Astfel, în principal, ancheta ar trebui să scoată la lumină dacă bărbatul nu a mai putut stăpâni mașina din cauza unei defecțiuni tehnice sau pentru că avea viteză mare.